Excuse me, do you know how to get to town? Yeah, it's back the way you came. Salutare, băieții noștrilor, și bine v-am găsit la un nou episod fără corona. Adică nu luați corona de la un minut de râs, m-am și mascat, am și dezinfectat camera înainte să mă apuc să filmez episodul ăsta. Și până la urmă, eu n-are virus. Vreau să vă spun ceva ultra secret. COVID nu există. Am aflat asta de la doi oameni de știință foarte renumiți și ce pot să vă spun eu decât ascultați cu mare, mare atenție. Coronavirus. Dar nu e niciun virus. Virus are calculatoarele, virus au telefoanele, nu noi. N-are cum să avem noi. Acest clip l-am furat de la CIA și stau cu mare frică să nu cumva să mă găsesc. FBI, open up! Run, bitch! Run! Până la urmă are dreptate, dacă omul este sănătos. S-au găsit aia de la vamă să-i oprească să facă ipă Kaspersky. Și să scaneze pe toată lumea că poate are viruse. Felicitărilor că sunt optimiști și că nu le este frică, dar dacă tot vorbim de virus și de coronavirus, bănuiesc că unii dintre voi v-ați speriat. Poate intrați în panică, mai ales dacă vă uitați la televizor. Dar eu v-am pregătit un clip, un fel de, cum să spun eu, un fel de hipnoză, ca să scăpați de frica asta. Acum, vă rog, să trageți aer în piept și să repetați după mine. Dacă sunt îngrijorat de coronavirus. Mă accept așa cum sunt, total și profund. Mă îngrijorează acest val de panică ce a cuprins oamenii. Și cred că în curând virusul va dispărea odată cu primăvara. Am încredere în corpul meu puternic și sănătos. Am încredere în corpul meu puternic și rezistent. Ce vreți să spun? Că mi se pare o prostie? Eu cred că îi fac ceva benefic. Și le ridică starea de spirit. Aduceți-vă aminte când vă folosiți mâna, cât de bine vă simțiți după. E cel mai bun lucru pe care îl pot face acum. Ce sunt eu curios este cât costă o ședință de asta și ce se întâmplă dacă o femeie de acolo se îmbolnăvește. Eh? Nu cred eu că toată lumea s-a spălat pe dinți înainte de a începe ședința sau înainte de a duce mâna la gură. Dar asta n-ar fi o problemă, pentru că noi n-are virus. Gata, asta este, v-am imunizat. Scoateți banii. Da, nu ne vizitează extraterestrii. Sau poate că au venit deja. Și înainte să trecem la ultimul clip de astăzi, haideți să vă arăt câteva clipuri primite de la voi. Trăiască un minut de râs, de noroc. Noroc. Baby. Mișto. Super! Uite ce pectoral! Echipe sunt! Ia uite, bă, în timp ce mă uitam pe aici prin jur, am văzut ceva. Ananasule, ce dracu cauți pe la Giurgiu, mă? Te salut! Apropo, Floricica este supărată pe diaspora. Cu lui acolo și în țările străine, ați vrut bani? Stați acolo, în pula mea! Veniți să ne îmbolnăviți pe noi românii! Rămâneți acolo și acolo meritați pedeapsa. Să vă fie rușine. Floricica, stai liniștită, că în tine nu dă corona. Acum, pe bune, eu dacă eram COVID-19, eu nu stăteam într-una ca Floricica. Mă duceam și eu într-unul frumos, sănătos, curat, nu în Floricica. Dar gata, trecem la ultimul clip de astăzi și cu toată vorba asta, bă, că am luat puțin foamea. De aceea, doamnelor, clipul ăsta este special pentru voi. Ce glume de căcat am. Uitați clipul. Nu ați observat nimic? Pe bune? Hai că vă ajut eu! Uitați-vă cu atenție, cu mare atenție. Hopa! Dita șobolanul! Bă, bună! La cât de mare șobolanul ăla poate să-și pele vasele singur. Cum, frate, să faci o reclamă la ustensile de bucătărie și să faci o asemenea gafă? Adică, pe bune, l-ai editat, nu vezi și tu? Hopa! Uite, un coronavirus! Sau poate este bucătăria lui Floricica și șobolanul s-a ascundea de ea? Pula mea! Se pare că asta nu vom ști niciodată, dar ceea ce știm cu siguranță este că s-a terminat episodul de astăzi. Vă mulțumesc mult pentru vizionare. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul acela de like și butonul de abonează. Nu uitați de Facebook, nu uitați de Instagram. Nu uitați de numărul de WhatsApp, puneți clipurile voastre și mai stăm de vorbă pe acolo. Și cam atât.
Încă o dată vă mulțumesc mult pentru vizionare și până data viitoare, muie corona!